Sunt zvonuri cum că se dorește să se pună cutii negre, black box, în autoturisme, probabil că, nu știu, de la anul sau, mă rog, cât de curând posibil. Probabil că știți că toate avioanele comerciale cu care zburăm au așa ceva, adică se registrează tot de când intri la bord, tot este registrat, ca atunci când se întâmplă ceva nasol, nu știu, un incident, poate minor, poate major, fatal, etc., se prăbușește avionul, se caută acea cutie neagră care este teoretic, indestructibilă, practic uneori a fost atât de violent impactul cu un avion încât n-ai ce să mai alegi din ea, dar de foarte multe ori au fost recuperate, ascultate și s-a căutat eroarea umană. Ei bine, pentru că sunt foarte multe accidente rutiere și România este în topuri în Europa la numărul de accidente și număr de oameni morți în accidente, pentru că e Gigel cu șalașul 3000 cu volan pe dreapta de Bulgaria și se bagă în depășire că l-are permis de Franța, de Anglia, de șmecher. You don't want to be like this. This is disgusting. This is awful in every way. Și mulți alți bombardieri care și-au cumpărat BMW cu autostradă inclusă. Mă rog, nu doar BMW, sunt mulți bombardieri cu motoare mari, cu cai, merg haotic, nu țin cont de reguli și așa mai departe. Și ăsta este numărul 1 pentru accidentele rutiere din România. Se dorește să se pună aceste cutii negre, să reducem accidentele și, foarte important, să vadă cei de la asigurări care a fost cauza. Dacă a fost intenționat, cum s-a întâmplat, etc. Și asta o să însemne multe alte lucruri. Dar vă dați seama cum o să se simtă unul cu un 3000 diesel într-un BMW când va avea black box. Știți meme-urile alea pe Insta? Welcome to BMW Airlines. This is your captain speaking. Welcome all aboard and we all wish you a nice and pleasant flight. Cumva șoferii de BMW se vor simți ca niște piloți adevărați de rachete, de avioane. Pe de altă parte, eu m-aș bucura. Adică eu mă bucur de orice lucru care se instalează pe o mașină care va reduce numărul de accidente. Pe lângă ce s-a mai dat acum, dacă e o amendă de viteză, o să-ți scadă clasa de bonus malus pentru că ești bombardier și când ești bombardier înseamnă că riscul de a provoca un accident crește. Etc. Adică sunt niște măsuri care pe mine, sincer, mă bucură pentru că, nu știu, eu merg cu motocicleta, sunt riscurile mult mai mari. Șoferii sunt indisciplinați și un număr mare de șoferi indisciplinați înseamnă un risc mare pentru alți șoferi care sunt disciplinați, merg regulamentar, merg cu motocicleta, merg cu bicicleta, merg cu ce ori merge ei. Adică dacă vrei o țară ca afară, frățică, trebuie să îți asumi și consecințele unei țări ca afară, pentru că treaba asta cu amendă, dacă încalci, nu știu, pe orice, deci dacă e amendă în UK, știu că te încarcă la asigurare și probabil că treaba asta este și în alte țări. Iar ce ți-a mai de multe ori o propunere, că din 2024, dar evident că încă nu s-a pus în aplicare, se dorea să se limiteze cumva mașinile astfel încât dacă mașina citește că poți să mergi cu maxim 50, sunt acele mașini care au sisteme de recunoaștere a indicatoarelor rutiere. Și mașina mea are așa ceva și multe altele, adică e o cameră care scanează, îți vede că ai zonă 50, zonă 100, zonă 130, fără restricții, zonă 30, trec copii, școli, treceri de pietoni și așa mai departe. Să nu poți să mergi efectiv, deci să vezi să accelerezi și să nu te lase mașina să accelerezi pentru că ești într-o zonă 50. Cumva o să fie enervant că, să fim sinceri, nu merge cam nimeni cu 50 într-o zonă de 50 decât dacă a văzut flash-uri că după curbă e radar. Mergi cu 60-70, ai poate nu mergi cu 50, nu mergi cu 100, dar mergi cu, știu, 60-70. O să fie enervant la un punct pentru că o să te înfrâneze instant. Dar pe de altă parte, repet, dacă se va reduce numărul de accidente, morți și așa mai departe, e un lucru extraordinar. Eu nu vreau să mor pe stradă, nu vreau să mor la volan. Nu vreau să mor călcat de alții când sunt pe motor și așa mai departe. Dar la prima vedere m-a amuzat asta cu cutiile negre. Se dorește să se pună aceste cutii negre pe mașini. Și mai sunt dispozitive, precum cele de la Groupama, de la Casco,
poți să-ți faci o poliță casco, apropo, ne ocupăm de asigurări, poți să-ți faci o poliță casco la Groupama și poți să-ți pui un dispozitiv pe mașină care îți va da niște note. Pe baza acelor note vei primi o reducere la casco. Ce înseamnă asta? O să vadă cum accelerezi, cum frânezi, cât de tare mergi, dacă, nu știu, o să-ți monitorizeze modul în care tu conduci. Cât de tare, cât de încet, cum frânezi, cum accelerezi, etc. Și ai 3 ratinguri, nu mai țin minte cum se numesc. Dacă ai ratingul cel mai ok, adică conduci cel mai safe, primești o reducere la casco de până la 40%. Dacă ești mediu, primești o reducere mai mică, iar dacă ești bombardier, nu primești o reducere. Dar bazat pe chestia asta, s-ar putea să primești penalizări dacă mergi haotic. Deci, vrei, nu vrei, în următorii ani va trebui să te disciplinezi. Dacă ai fost în Spania sau în altă țară, în Spania mi se par șoferii că sunt enervant de corecți, adică merg pe autostradă, ai voie 120, toți merg cu 100, 110, rar trece unul cu 120-130. Eram eu când am încheiat o mașină în Spania, era zona cu 120 și eu mergeam cu 130. 120-130, cum eram învățat acasă. Fără să exagerez, dar aia merg încet. Zona 30-30, aici și sunt camere peste tot. Deci probabil că o să apară și radarele fixe, cum ar veni. Camere fixe, radare fixe, îți vine acasă amendă cu poză. Am avut și noi la un moment dat, au fost contestate, au fost probleme, s-a renunțat la ele, se dorește reintroducerea lor și din nou, vrei o țară ca afară? Frățică, în multe țări sunt camere fixe care îți fac poză și îți trimit amendă acasă pentru că ai mers cam prea tare. Londra este împânzită de camere fixe și de radare fixe. Și atunci, vrei o țară ca afară? Tu vrei o țară ca afară că vrei mai mulți bani, știu. Dar țările ca afară au mult, mult, mult mai multe reguli, limitări și restricții. Multe care mi se par de bun simț. Vreau să știu care este părerea voastră despre Black Box, cutia neagră în mașini. Dacă vă o să vă simțiți piloți de Welcome to Audi Airlines, this is your captain speaking. Sau credeți că este o porcărie? Sunt foarte curios să aflu care este părerea voastră. Ne vedem în următoarele episoade.